și s-a arătat din cer un semn mare. O femeie înveșmântată cu soarele. Și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 1. Preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, dragi teologi și iubiți frați și surori, am început cuvântul meu de învățătură cu acest verset pe care l-a scris Sfântul Ioan Teologul. Știm că i-a fost revelată cartea Apocalipsei atunci când a fost răpit în cer. Și printre alte lucruri minunate pe care le-a văzut, a fost acesta. A văzut o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Realizează că e vorba de Maica Domnului. Și acum, în a cincea sâmbătă din postul mare, de fapt de vineri seara, de la Denie, în mod special o precinstim pe Maica Domnului. Am oficiat Denia Acatist a Maicii Domnului, iar după aceea i-am călugărit pe cei doi părinți pe care frățiile voastre îi cunoașteți. Nu voi fi lung în cuvântul meu. Știm însă că avem măcar trei motive importante pentru a o preacinsti pe Maica Domnului. Primul motiv este acela că l-a născut pe Dumnezeu. Pe bună dreptate, zic, versurile populare românești, inspirate de Duhul Sfânt. Scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Deci motiv principal pentru care o precinstim pe Maica Domnului este acela că l-a născut pe Dumnezeu. L-a născut pe Domnul Iisus Hristos. Alt motiv pentru care o preacinstim pe Maica Domnului este acela că Maica Domnului a fost fecioară și înainte de naștere, și în timpul nașterii, și după naștere. Pururea fecioară. Lucrul acesta profetic îl și spune prorocul Ieremia. Și al treilea motiv pentru care o precinstim pe Maica Domnului este acela că Maica Domnului e mai presus decât toată creatura, decât toată făptura. Nu cântăm noi la fiecare liturghie și la multe slujbe axionul, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu te mărim. Și atunci ne minunăm și ne mângâie sufletul cuvântul Sfântului Ioan Teologul. S-a arătat un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei, și pe cap purta cunună din 12 stele. Maica Domnului iubește Biserica Domnului Hristos. Maica Domnului face minuni nenumărate. Maica Domnului e prezentă peste tot,
dar în mod special este un loc unde în mod deosebit este cinstită Maica Domnului, e Muntele Athos. De ce pomenesc acest loc? Pentru că în seara aceasta doi tineri s-au călugărit. Muntele Athos este muntele ocrotit de Maica Domnului, unde generații după generații, mii de călugări s-au nevoit, s-au rugat lui Dumnezeu și au precinstit-o pe Maica Domnului, ocrotitoarea muntelui Athos. Este muntele pe care, așa cum citim în minunata monografie a Sfântului Munte, este muntele pe care Maica Domnului a dorit în mod special să-și facă lucrarea sa. Acum, călugării din Muntele Athos, călugării de la noi, de la Cluj, atunci când să călugăresc, depun trei voturi. Ascultare, sărăcie și feciorie. Cele trei voturi sunt pomenite tot de către Sfântul Ioan Teologul în prima sa epistolă. Depun cele trei voturi și cu ajutorul lui Dumnezeu și oblăduiți de Maica Domnului, încearcă să le și ducă la îndeplinire. Numai că pe lumea aceasta sunt și multe necazuri și ispite. Și știți că în 1959 regimul comunist de atunci a dat un decret, decretul 410, în virtutea căruia foarte mulți călugări tineri au fost scoși din mănăstiri. Ba, o sumedenie de mănăstiri au fost desființate. Și tocmai în împrejurările acelea, părintele profesor Dumitru Stăniloae, care la anul, când se împlinesc 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, părintele Dumitru Stăniloae a scris un articol. Nu l-a intitulat neapărat ca o replică la această faptă reprobabilă de a da decretul 410, dar articolul lui, studiul lui, l-a intitulat Sensul vieții monahale. Vi le rezum. Tocmai pentru că am pomenit-o pe Maica Domnului, ocrotitoarea călugărilor a Sfântului Munte Athos, și pentru că am făcut două călugării în seara aceasta. Deci părintele Dumitru Stăniloae zicea în acel articol că foarte greu înțelege lumea secularizată de astăzi ca un tânăr să renunțe la viața obișnuită și să se dedice slujirii lui Dumnezeu, slujirii semenilor, rugăciunii, scrisului și vieții spirituale. Foarte greu poate înțelege un om secularizat lucrul acesta. Ba mai mult, uneori călugării erau acuzați că au fugit de greutățile lumii, că s-au dus la mănăstire să le fie ușor. Și părintele Dumitru Stăniloae zicea, nu, s-au dus acolo să se nevoiască și să le fie foarte greu, pentru că ei sunt cavaleri ai Duhului Sfânt, ostași înrolați în lupta împotriva răului. Și ce îi face să fie tari și biruitori? Paradoxal. Nu viața ușoară, ci dimpotrivă nevoința, postul și așeza. Acestea îi fac tari pe călugări. Nu le slăbesc puterea
de a munci, de a lupta, de a se nevoi, ci dimpotrivă le-o întăresc. Și zice părintele Dumitru Stăniloae că lucrul acesta îl înțelegem noi foarte bine acum, în postul mare. Postul fiind și el unul dintre mișloacele pe care le au la îndemână călugării, le avem la îndemână noi toți creștinii, de a ne lupta împotriva răului. Sigur că rugăciunea și postul, împreună cu lecturarea scripturilor, împreună cu o bună spovedanie pe care o facem în post, împreună cu implicarea socială, zice Isaia prorocul, dând glas la ceea ce ne spune Dumnezeu, știți voi postul care îmi place mie? Primiți pe văduvă, pe orfan, pe sărac, pe nenorocit. Acesta e postul care îmi place mie. Acum am zis că în scurtul meu cuvânt de învățătură am vrut să subliniez lucrul acesta. Dacă a fost o vreme când, împotriva cinului monahal, s-a dus o luptă, în vremurile de astăzi, cel puțin în România, nu se mai duce o luptă împotriva călugărilor sau a bisericilor. Dar secularizarea în sine, modul acesta postmodern de a trăi, influențează foarte, foarte mult lumea. Și atunci, cine ia steagul în mână și se luptă pentru viață spirituală normală? Credem noi că iau în mână steagul călugării și atunci celor doi, și părintelui Grigorie, și părintelui Iosif, le dorim din suflet ca lupta cea bună să o ducă și, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să iasă până la urmă biruitori în lupta cu păcatul. Acesta este cuvântul de învățătură pe care am dorit să vi-l pun la suflet acum când încă doi tineri au depus vosturile de ascultare, de feciorie și de sărăcie și vor lupta pentru spiritualitatea creștină cu toate puterile lor. Amin.